Rămânem la conținut frumos pe Instagram și social media și revenim la I Like IT. La Iulia și la invitatul ei, cu fotografia Almegru proaspete, da? Da, da. Da, am și făcut câteva fotografii exact, în pauza publicitară. Am făcut și eu câteva fotografii, acum o să le și comentăm în direct și trecem direct la subiect pentru că avem puțin timp la dispoziție și foarte multe lucruri despre care vrem să vă povestim. În primul rând, vreau să le amintim oamenilor ce fel de aparat avem astăzi în studio. Avem un Kodak de prin anii 50. 1950. Un Kodak pe care tu îl folosești acum. Da, da. Și hai să ne uităm puțin în istorie. Vorbim despre invenția fotografiei. Primele imagini făcute cu o cameră în lume, cam de prin 1850, cam 1820. Da. În 1850 au apărut primele imagini color. Și tu aici ai un aparat pe care l-ai cumpărat cu $60 din Paris. Da, de pe străzile Parisului. Random, nici măcar nu m-am gândit să merg să-l caut. Și pe care îl folosești acum împreună cu un aparat mult mai scump, mult mai modern. Da, ne-ai da. Explicat și care sunt diferențele și asemănările între aceste dispozitive. Cel mai mare este, aici vezi, când faci fotografia, acolo trebuie să știi tehnică puțin, încât să poți să realizezi. Noi am și făcut câteva fotografii în pauza publicitară și vreau să analizăm această imagine, de exemplu, pentru că unul dintre lucrurile pe care le-am observat eu în timp ce am făcut aceste imagini, pentru că am și vorbit de lumina necesară atunci când facem fotografii alb-negru, am ajuns la concluzia că avem nevoie de mai multă lumină decât pentru fotografiile color. Și din nou ne uităm în trecut. Fotografie vine din greacă, foto și grafos, care înseamnă a picta cu lumină. Da. Și putem să analizăm puțin ceea ce vedem acum aici? De ce ne-am folosit noi ca să mă văd mai bine? Da. Ne-am folosit de lumina de la antena telefonului. Da. E necesar să ne folosim de orice sursă de lumină avem. La fel când facem fotografia în foarte mult dark, pentru că dacă avem mai ales alb-negru, sunt doar două culori care se disting. Și atunci trebuie să ne folosim cât mai mult de orice lumină avem la dispoziție. Mai ales în condițiile în care noi aici în studio avem foarte multă lumină. Foarte multă lumină. Evident, foarte puternică. Și iată că astfel de detalii se văd conturate mult mai bine, mi se pare, în fotografia alb-negru. Nu? Da. Și mai ales poți vedea cu ochiul liber cam cum îți dorești să iasă fotografia. Înainte să te uiți în aparat, înainte să faci setări. Tu ne-ai adus acum aici și două albume extrem de importante pe care vreau să le prezentăm puțin publicului. Am să mă joc eu puțin, de fapt te rog pe tine, pentru că în același timp am să prezint și exact, uite, acolo către cameră, un pic, și să ne povestești despre ce este vorba. Am două albume foarte dragi mie, una este despre Paris, cu și despre Paris, tot ce înseamnă Paris, iar aceasta este a fotografei Vivian Mayer, care este una dintre cele mai importante figuri din fotografia de stradă, mai ales. Multe din imaginile ei au fost descoperite după ce ea nu a mai fost printre noi. Și au fost publicate în acest album. Da. Nu doar în acest album, cred că mult mai multe albume, pentru că s-au găsit foarte multe filme nedevelopate. Și sunt publicate și pe Instagram. Sunt publicate foarte și pe Instagram, mulți pasionați de fotografie alb-negru care au preluat aceste imagini, le-au digitalizat și le putem găsi și pe diferite conturi de Instagram. Și pe lângă asta mi-ai mai menționat încă un cont de Instagram pe care îl pot urmări cei care sunt pasionați de genul acesta de fotografie. Din nou, unul dintre cele mai importante figuri ale fotografiei, Henri Cartier-Bresson, care este studiat în foarte multe școli și în foarte multe facultăți. Și încă un album, la fel, despre care vreau să spunem câteva cuvinte. Sunt albume pe care le putem găsi și online, dar și în librării. Exact. Eu le găsesc, din nou, nu caut, oriunde văd, oriunde merg afară din țară și văd o librărie, intru și încerc să caut imagini, cărți pe care să le am. Și din care să înveți. Din care să învăț, da. Noi învățăm apoi de la tine. Avem studiu vizual, care este foarte important. În fiecare zi ar fi frumos să studiem vizual orice putem, pe orice canale de... Vreau să-mi spui un lucru pe care l-ai învățat tu și este ultima întrebare, un lucru pe care l-ai învățat tu din toată experiența ta, pentru că ai avut șansa să fotografiezi și actori cunoscuți și modele renumite la nivel global. Care a fost cea mai importantă lecție? Să ai încredere în tine și să faci absolut tot ce-ți place ție, cu foarte mare drag, pentru că altfel nu vei reuși să faci lucruri frumoase. Pentru că și pentru tine totul a început dintr-o simplă pasiune, nu? Pasiune, da. Mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Te mai așteptăm la I Like IT și felicitări pentru pasiunea ta! Mulțumesc mult!